A comis mai multe furturi pentru care a fost condamnat, dar a încercat să se sustragă pedepsei. Un bărbat de 37 de ani din comuna Lozna, care era dat în urmărire generală de către polițiști, a fost identificat vineri la Cândești. Acesta se afla în autoturismul unui amic de-al său de 26 de ani din comuna Șendriceni. Când oamenii legii le-au cerut actele de identitate și au aflat că bărbatul este căutat în toată țara, l-au reținut și imediat a fost escortat la penitenciarul din Botoșani. Individul a fost condamnat de magistrații de la judecătoria din Drohoi la 9 luni și 243 de zile de închisoare pentru comiterea infracțiunii de furt de animale. Bărbatul de 37 de ani figura ca urmărit la nivel național, pe numele acestuia fiind emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru comiterea infracțiunii de furt de animale. Acesta a fost reținut de către colegii mei și escortat la penitenciarul Botoșani în vederea încarcerării. Activitatea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției pentru Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.